Crucea este zestrea pe care avem noi, care ne duce automat cu gândul la prezența lui Dumnezeu în viața noastră. O mulțime de teologi, să le spunem, aseară au învăit noaptea, eu credeam că protestanții, neoprotestanții, noaptea se roagă. Nu stau pe TikTok și pe Facebook și m-au șocat. Odată, nu credeam că este vreo casă de adunare pe pământul acesta în care pastorii își învață ucenicii să înjure un preot. Am văzut și pe asta. Doamne, iartă-ne, mare rușine. În al doilea rând, nu credeam că este vreo casă de adunare unde oameni sunt învățați, sunt învățați să citească din Biblie atât cât vor ei pentru a susține, eu știu, eroarea lor. Problema cea mare a celor care protestează împotriva crucii este această Biblia noastră, și anume mergem la cartea Ieșirea, unii spun Exod, sunt numai wow, așa, dar Ieșire înseamnă, adică ieșirea evreilor în călătoria lor din Egipt spre Palestina, spre Israel, spre Țara Făgăduinței, și aici au primit cu știți poruncile, cum știm noi, pe cei două table ale legii, prima tablă fiind tabla cu cele patru porunci pentru Dumnezeu, următoarele șase, așa am învățat noi, poruncile față de aproapele.